ești extrem de activă, consideri viața drept o serie de sarcini care îți stau în față și intenționezi să le rezolvi pe toate. Realizând abilitățile tale creative sau acționând ca șef al unei corporații mari, în ambele cazuri poți câștiga respect și poți coopera armonios cu ceilalți. O combinație dinamică de realism și idealism trăiește în tine, astăzi susții tradiția și mâine începi să lupți cu ea. Unele dintre ideile tale inovatoare pot părea exagerate, dar ele funcționează pentru că au o bază solidă a bunului simț și a strădaniei de afaceri. Tu ai un sentiment deosebit de compasiune, iar acțiunile tale sunt în mare parte determinate de principiile umaniste și altruiste. Nu este suficient ca tu să te afli în centrul atenției universale sau al evenimentelor, deși cel mai adesea așa se întâmplă, ești condusă de o dorință sinceră de a lua parte la soarta prietenilor, rudelor, cunoștințelor, compatrioților. Principala prioritate pentru tine este bunăstarea celorlalți. În situații de criză se dovedește a fi chiar mai mare decât binele tău. Cu toate acestea, se întâmplă să demonstrezi intoleranță excesivă și să faci lobby pentru interesele grupului social ales. Semnul tău zodiacal aparține constelației Berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: onestitate, nevoia de a te apăra în viață, lipsă de teamă. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru cantitatea de energie și neglijență. Această planetă este favorabilă pentru lucrătorii din domeniul sănătății, funcționari, profesori, artiști. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru claritatea și integritatea ta, exprimarea directă. Întreaga viață pentru tine este o soluție continuă pentru colecția ta de probleme și tu cauți în mod constant răspunsul corect. Tu te bucuri întotdeauna de respectul meritat al colegilor tăi, indiferent dacă ești om de afaceri sau artist independent, știi cum să lucrezi într-o echipă, ești familiarizat atât cu opiniile realiste, cât și cu cele idealiste. Logica de afaceri, intuiția și inteligența ta îți permit să generezi noi idei care să funcționeze, chiar dacă ele par complet incredibile. Ciudat cum pare, dar având calități de stea, ești adesea surprinzător de timidă. Îți îndeplinești cu succes rolul atribuit pe scena vieții, dar totuși locuiești în propria ta lume, ceea ce adaugă o anumită conotație de umbră la comunicarea ta cu oamenii. Păstrarea autocontrolului și calmul în situații de criză se dovedesc a fi partenerii tăi cei mai de încredere, iar calmul tău produce un efect cu adevărat încântător. Tu aperi idealurile egalității și te afli întotdeauna de partea celor dezavantajați, dar nu din pasiune pentru o reformă socială. Tu crezi sincer că toți oamenii ar trebui să aibă șanse egale. Dacă te găsești în politică sau în activități sociale, vei folosi cu siguranță pârghile care îți sunt acordate pentru a îmbunătăți condițiile sociale ale vieții. Cu toate acestea, indiferent de statutul tău social, îi critici deschis pe cei de la putere pentru nedreptatea care le este permisă și, în același timp, utilizezi toată forța sarcasmului tău. Deși ai o personalitate puternică, te confrunți cu suișuri și coborâșuri în cariera ta publică, adesea datorită unor evenimente obiective sau unor simple coincidențe. În relația cu tine este foarte dificil ca cineva să spargă peretele care îți protejează lumea interioară de orice înfrângere din afară. Uneori se pare că suferi în secret de durerea care ți-a fost provocată cândva, și nimeni din afară nu o poate înțelege și nu aspiră la această înțelegere. De aceea este aproape imposibil pentru cei care doresc să te ajute să stabilești o relație strânsă cu ei, deoarece ești mult mai înclinată să dai decât să primești. În plus, chiar ideea de sprijin psihologic sau de altă natură este neplăcută pentru tine, chiar dacă vine de la prieteni foarte apropiați. Poți fi comparată cu stelele care strălucesc pe cerul senin al iernii reci, mândră, melancolică, plină de o frumusețe ciudată. Tu nu ai nevoie de admirație universală, este mult mai important pentru tine să-ți realizezi ideile înalte. Dorința ta de succes poate fi foarte mare,
dar rareori este alterată de egoism. Dacă tu cauți putere, este doar ca să asiguri bunăstarea tuturor, și în acest sens ești un altruist autentic. Te distingi față de alți nativi din Berbec având astfel de calități, independență, inteligență, întreprindere, ești mereu în mișcare, făcând mii de lucruri în același timp. Fiind o iubitoare de libertate, tu apreciezi independența și aprecierea membrilor sexului opus. Cum afectează data de 8 aprilie soarta ta? Ai un suflet delicat, plin de compasiune, sensibil la suferințele altor oameni. În acțiunile tale încerci să te ghidezi de intenții exclusiv umane și nobile. Tu nu cauți să obții faima și acceptarea universală, cu toate că soarta ți oferă adesea o astfel de oportunitate. Tu ești preocupată mai multe de problemele din viața prietenilor și rudelor, în a căror soartă participi activ. Bunăstarea celor dragi este prețul păcii tale și predomină asupra valorilor vieții tale, nu ești înclinată spre compromisuri. În sufletul tău, ești foarte timidă și simți un sentiment de inferioritate. În afară, afișezi o imagine corespunzătoare acțiunilor tale, dar în interiorul tău există propria ta viziune asupra lumii și privești împrejurimile din acest punct de vedere. Acest lucru duce subconștientă la încrederea în oamenii care simt sinceritatea empatiei tale. Tu te poți controla în cele mai critice situații. Acest lucru te face un angajat și partener fiabil. Impasibilitatea și pasiunea personalității tale este surprinzătoare pentru alții. Apărarea intereselor părții sărace a populației și proclamarea ideilor de egalitate universală este un lucru comun pentru tine. Tu ești determinată de dorința de a schimba lumea și de a participa la evenimente semnificative, ci de convingerea sinceră că toți oamenii merită condiții de viață egale. Indiferent de grupul social de care aparții, tu faci obiectul unei critici dure la oricare dintre cei de la putere și la reformele pe care le pun în aplicare. Se pare că în viața ta ai experimentat un fel de dezamăgire amară și acest lucru a lăsat o amprentă de neșters în sufletul tău. Ambientul nu poate pătrunde în profunzimea conștiinței tale, dar tu nu ai nevoie de el. Tu nu începi o relație strânsă cu nimeni, deoarece te străduiești să oferi asistență străinilor, mai degrabă decât să-i lași să-ți intre în suflet. În același timp, ajutorul cuiva pentru tine va fi echivalent cu propria ta inferioritate și insolvabilitate, ceea ce este insuportabil de recunoscut, indiferent din ce parte vine acest ajutor. În afara vieții sociale ești mai degrabă singură. Ești prea mândră să ceri cuiva atenția și preferi să te convingi că tu însă-ți cauți intimitatea. Ideile tale sunt o prioritate pentru tine, iar poziția socială ocupă ultimul loc în această listă. Egoismul este complet străin față de natura ta, tu cauți să atingi succesul cu obiective complete diferite. Puterea și influența sunt importante pentru tine numai în măsura în care te vor ajuta să-ți realizezi teoriile utopice. Din acest punct de vedere, ești completă dezinteresată. Dragoste și compatibilitate. Tu controlezi emoțiile tale mai bine decât alți berbeci și poți întâmpina anumite dificultăți în exprimarea sentimentelor în fața celor dragi. Cu toate acestea, dragostea nu este un joc pentru tine. Ești loială, de încredere și, dacă dai o promisiune de loialitate, atunci o vei ține toată viața. Perspective favorabile pentru o relație sănătoasă și pe termen lung ai cu gemenii care sunt și inovatorii neobosiți. Un sagetător luminos și impulsiv este partenerul ideal pentru tine. Ai multe în comun cu vărsătorul independent, dar va trebui să te aștepți la cea mai înaltă trădare din partea lui. Una dintre cele mai reușite alianțe o poți forma cu un antagonist din pești, care îți va ceda cu bucurie conducerea, încântându-te cu misterul și disidența sa, dar aici ar trebui să-ți calmezi căldura pentru a nu-l ofensa pe partenerul tău. Romanul cu un reprezentant al berbecului este posibil, dar aici poți primi o palmă, ducând de la separare, deoarece bărbatul berbec nu este gata să fie condus pentru o lungă perioadă de timp.
Cele mai insuficiente uniuni matrimoniale ale tale sunt formate cu reprezentant practici ai semnelor Pământului, Capricorn, Taur și Balanța, care par a fi atât de plictisitori pentru tine încât vei renunța singurică, dar siculeu, deoarece în lupta pentru conducere apar doar contradicții. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Tu ești mereu liniștită și reținută, ceea ce atrage pe cei din jurul tău. Ești cu adevărat de încredere, nu te pierzi în situații dificile și oricine se poate baza întotdeauna pe tine. Tu încerci să lucrezi în beneficiul omenirii, ești altruistă și compasiunea pentru tine nu este un cuvânt gol. Fericirea celorlalți este una dintre cele mai înalte priorități tale. În cele mai dificile situații, tu îți poți sacrifica propria bunăstare pentru fericirea altora. Uneori, prezinți intoleranță în apărarea intereselor cuiva. Poți avea toate bogățiile de faimă și de glorie, dar în ciuda acestor lucruri ești foarte modestă și chiar capabilă să arăți timiditate. Chiar fiind în centrul evenimentelor, tu pari să trăiești în același timp într-o altă lume vizibilă numai de tine. Legate de aceste lucruri apare un sentiment de încredere și intimitate în comunicarea cu alte persoane. Domeniile în care te vei dezvolta cel mai bine sunt cele legate de apărarea drepturilor omului, caritate și protecție socială, sănătate și boli. Nu ar trebui să fii prea împrăștiată cu privire la energia ta. Trebuie să ai grijă de puterea ta, care în mod înșelător pare nesfârșită. Din fericire, tu ai grijă de tine însăți și de sănătatea ta. Deplasările regulate prin păduri, munți sau pe malul mării vor ajuta la descărcarea de grijile și liniștile grave. Trebuie doar să fii atentă la problemele neașteptate și să nu întârzii să mergi la medic dacă este necesar. Tu te poți bucura cu adevărat de mâncare, dar numai dacă nu există restricții în domeniul alimentației, cauzate de dietă sau boală. Adevărata plăcere pentru tine este o masă comună cu prietenii. Soarta și norocul. Atunci când am făcut analiza ta, am avut un sentiment similar cu ceea ce simți atunci când privești cerul rece pe timp de noapte, frumusețea strălucitoare a stelelor care te impresionează până la lacrimi. Dar este imposibil de ales o stea și o încălzi ca pe un pisoi. Nu te duce prea departe cu sacrificiul de sine? Trebuie să păstrezi un echilibru între distribuirea valorilor. Încearcă să înțelegi motivele aspirațiilor tale. Fii cât mai tolerantă și ferește-te de condescendență. Deschide-te. Ține seama de propriile nevoi. Nu te sacrifica prea mult pentru că s-ar putea să-ți pară rău mai târziu. Păstrează-ți timp pentru meditație. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot depăși darul primit cu un ordin de mărimea prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse. Ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment, nu accepți daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar,
Vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepți un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cer cei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.